Da, au venit și jăgoșii ăștia. Acum că am turnat afacerea, să scăpăm de niște trădători. Fugi! Grozav, din cauza ta am pierdut misiunea. Dar nu-i vina mea, frate, încărcătura prostă, că zice bani. Hai, fii serios. Da, șeful, am ratat misiunea. Da. Da. Da, ok. Ați adus actele? Astea sunt? Da. Dar nu-i așa cum am înțeles. Încearcă să-l surprindă de la distanță pe Cordoba. Extraordinar! Ce ochi a avut Cică Hagi! Portarul bolusian era ieșit din poartă și n-a lipsit mult ca Hagi să-l surprindă printr-un șut de la mare distanță. Cine ai mai zis, bă? Vorbește normal! 35 de metri! Alo, dă-mi alo. Da, șef, ce? Veniți urgent la secție. Ok, ajunge. S-a codat în bară și de data asta vă trimit la circulație. Ajunge la secție. Da, să-mi scriu și eu tricul ăsta pe aici, e gos. Să vedem ce va urma. Hai, mă, hai să vedem. Hai. Da, frate, și mi-am luat jocul ăsta Angry Birds Rai, foarte tare. Mă, cât de tare! Ești nebun, e genial. Deci, dai cu tarea galben și prin viteză. Uite pe jocul ăsta. Thank you.
Domnule Mihaileanu, ați văzut ce treabă bună a făcut omului Horatiu? Nenorociților, mi-ați făcut dublu nod. Acum îl vom aștepta pe domnul Horatiu să-ți arate o lecție de viață. Haide, Gicule, să-ți arate Angry Birds. 2. Uite-l pe Jegos! Așa, deci am găsit în dosarul ăsta toate persoanele care au intrat în contact cu Giovanni în ultimele săptămâni. Bagă. Primul e George Mihaileanu, acuzat de crimă, abuz de armă, deranjarea liniștii publice. E un țăran bășit. Așa. Și mai e unul Gicu, da, e mor, săracu. Da. Hai să-i facem o vizită lui Mihaileanu. Hai. Am cărat niște lăzi acum câteva zile. Ce știi despre un anume Horatiu? Horatiu? Nu știu mai nimic, dar știi Alexandru. Luați loc, băieții! Bă, dar măcar spune-ne și nouă când te-ai întâlnit cu el ultima oară. Păi am fost la o întâlnire acum câteva zile și ăla l-am pușcat pe Giovanni. Un grăsan în puții și libidinos. Da, mă, dar știm asta. Spune-ne mai multe despre întâlnirea asta. Nu. Băi, e ca idiot ăla. Mă, măcar e pașnic. Du-te și ai niște guguși. Da, imediat. Bă, dar cum n-ai băiești așa cooperant? Uite, așa mi-s las cu la mie să eu mai cooperam cu voi azi. Hai că vine la guguși. Hai! Guguși! Bă, îmi dă bătăi de cap cu cazul ăsta, nu a avut niciun aspect greu. Frate, ultimul tău caz a fost să găsești pe tipul care fura amenziile care le puneai pe mașina cu 3 ani, iar infractorul era chiar în spatele tău. Și idiot! Bă, voi vedeți ce văd și eu? Proștilor, priviți, e Alexandru!
bombă! Șmecher! Hai să sună pe Mihainel. Bine. Unde ești, bă? În spatele tău, idiotule. Ce i-ați făcut, mă? V-ați uitat bine în geanta aia? Ia o decizare. Timpul, locul și data întâlnirii. Perfect. That's how it starts. Deci, boss, spune mai mult despre afacerea asta. Păi, într-un fel nu știu prea multe detalii despre acțiunea asta. Eu am fost mai mult ca o momeală pentru poliție, adică să mă las prins de ei. Într-un fel am avut noroc când au venit copoii. Nu mă face să mă ridic la tine. Stai mă ușor. Deci, această întâlnire constă în schimbul de informații pentru un nou transport de arme care va avea loc în zona fabricii. E tot ce vă știu, vă jur. Ok, te cred. Mai ai dosarul de mai devreme? Da, îl mai am. Așa, deci tranzacția are loc peste 2 zile. Ba, auzi, mi-a arătat cu tu cipanul la Plămarin? N-am nicio idee. Hei, dar cipanul ăla de ieri... Taci! Băi, țin, mi-a făcut plăcere. Treci acolo și vorbești cu mine, da? Da. Băi, băieți, am văzut o rețetă, băi, extraordinară, m-a învățat. Am întrebat-o pe bunica inițial, fiindcă rețeta era foarte interesantă, era cu cozonaci alune. O nebunie! Băi, când am văzut, am rămas mască. Și așa arăta foarte bine, cu ambalaj, cu chestii, da? Și adică, părea destul de interesant, știi? Hai, eu zic că uite ce s-a auzit. Bă, du-te și vezi. Suntem căutați, pe acolo. Ceilalți doi cu români. E, să fie sănătoși. Haide-o că ne așteaptă șef.
Păi frate, să-mi iau și urmă.